Doi independenți și 12 reprezentanți ai formațiunilor politice și-au înregistrat până marți la ora 18 candidaturile la biroul electoral de circumscripție electorală numărul 1 Suceava pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Termenul de depunere a candidaturilor a expirat marți la ora 24. Conform anunțului biroului electoral de circumscripție electorală numărul 1 Suceava, pentru funcția de consilier local al municipiului Suceava au depus liste de candidaturi, partidele politice și propuneri de candidatură, candidații independenți Andrei Lucian Bacoș, Andrei Ionuț Neșculescu și Gheorghe Nedea.